O mie de lei l-a costat pe un constanțean teribilist distracția cu mașina în parcarea de la poarta 1. El a fost prins în flagrant de polițiștii locali în timp ce executa drifturi ilegale. Gestul său a fost surprins de camerele de supraveghere și a atras atenția polițiștilor locali care l-au și amendat. În urmă cu 10 zile, alți doi tineri au fost surprinși în flagrant în aceeași parcare în timp ce executau drifturi. Fapta unuia dintre ei a fost cu atât mai gravă cu cât acesta nu avea permis de conducere. Polițiștii locali le reamintesc Teribiliștilor că drifturile și turatul motoarelor în scop de amuzament sunt interzise. Șoferii care fac drifturi ilegale își pun în pericol viața, dar și pe acelor din jur. Aceste manevre atrag de cele mai multe ori mulți curioși care pot deveni cu ușurință victime.